de mare, nu credeam, sincer, că într-o duminică, la ora 2, se va aduna atâta lume. Vă mulțumesc în continuare pentru asta, repet, sunt foarte emoționat. Îi mulțumesc în primul și în primul rând domnului primar care a avut această inițiativă și prin intermediul lui Sergiu, noul burlac al sezonului 3 de la Antena 1 și băiatul, unul din băieții din trupa de manechine ai casei de modă Cătălin Bărătu, am ținut legătura. Domnul primar s-a arătat extrem de încântat de această idee și pentru că respectăm fiecare oraș din țară, iar Lugojul, așa cum spunea și Monica, nouă, cel puțin, se pare un oraș foarte cochet, ușor boem, care te duce așa cu gândul la acele orașe micuțe din alte țări, dar, nu știu, care, în care doresc să rămâi mai mult. Eu am fost surprins în primul rând de un loc în care am fost cazat și n-am văzut în viața mea, poate în multe țări, atâta verdeață, atâta bun gust și atâta spirit gospodăresc la, ca în acest, acest hotel în care stau. Doi, foarte multă lume mi l-a lăudat pe domnul primar și nu știam de ce. Ei, bine, ieri și astăzi am avut prilul să văd de ce, pentru că aveți un bun gospodar. Dar nu vreau să-l laud prea mult, îi mulțumesc doar că m-a adus aici, pentru dumneavoastră. Și lui Sergiu că a ținut legătura cu primăria și, nu în ultimul rând, cu biblioteca de aici, nu? Mulțumim și celor de la biblioteca din orașul Lugoj. Ce pot să vă spun? Sunt onorat în continuare, sunt surprins de atâta afluență de public. Aș vrea ca, eu știu, atât audiobook-ul, pentru că ne-am lansat și audiobook-ul, cât și cartea, să ajungă în rafturile bibliotecilor dumneavoastră sau să le puteți asculta, pentru că audiobook-ul se poate asculta, tocmai de aceea am scos varianta audio și cartea. Este mult mai lesne, se poate asculta pe perioada a 5 ore, e mult mai plăcut, poate, nu știu, decât să faci o lectură. Pregătim și cea de-a doua carte, care va ieși în luna decembrie, de sărbători, Iubirile, o carte probabil care va naște fără doar și poate foarte multe controverse. Și cam atât. Nu știu, dacă aveți despre carte, aș putea spune mult, dar aș vrea să vă las plăcerea să o descoperiți noastră citindu-o sau ascultându-o prin intermediul audiobook-ului. Cartea conține prima parte, să spunem, a vieții mele, o viață destul de tumultoasă. Aparent, poate, eu știu, par un om fără probleme, care a trecut foarte ușor prin viață. Ei bine, nu a fost așa, lucrurile nu au stat așa. Mă bucur, poate, că uneori a trebuit să mă dau capul de grindă ca să văd și podeaua. Consider că tot ce mi s-a întâmplat era normal să mi se întâmple. Nu regret nimic, pot privi cu demnitate în trecutul meu, mi-asum absolut orice. Și în această carte veți descoperi nu vedeta, nu, eu știu, creatorul de modă Cătălin Botezatu, ci omul Cătălin Botezatu, care este un om profund, care este sensibil, care plânge, care râde, care suferă, care a cunoscut gloria, eu știu, începând de la 20 de ani, să putem spune că eram celebru, dar care a cunoscut și căderea, o cădere poate motivată de, eu știu, diversi factori ale acelei perioade, dar pe care, repet, mi-asum și pe care consider că trebuia să trec în această experiență pentru a cunoaște și cealaltă față a lumii. Tocmai de aceea acum sunt călit și sunt pregătit oricând pentru orice confruntare, pentru orice provocare. Mă bucur că am reușit, poate la 24 de ani, 25 de ani, să renasc din nou, să fac îndecit decât, eu știu, ceea ce făcuse până la acel moment. Mă bucur că sunt un ambasador al acestei țări peste hotare în ceea ce privește designul vestimentar și nu numai. Cam atât, nu știu să vă spun. Aș putea să vorbesc mult, dar am să stau la dispoziția presiei, ziariștilor, televiziunilor pentru interviuri după aceea. Iar pentru dumneavoastră sunt aici pentru pentru autografe și, de ce nu, fotografii. Văd că aveți foarte multe camere de fotografii, da? Nu face și fotografii. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc încă o dată primăriei, bibliotecii din Lugoj.
cumpărat case, da? Sunt invitat să treacă pe acolo, să vină pe aici, să-mi dau un autograf domnul Cătălin și o să iasă pe partea aia ca să facem puțină disciplină circulatorie.